Drapelul național albastru-galben-roșu a fost decretat pentru prima oară ca simbol național de guvernul revoluționar provizoriu din Țara Românească în 1848, având înscrisă pe el deviza dreptate frăție. El nu a suferit transformări majore de-a lungul istoriei, doar distribuția culorilor în materie de proporție și poziție s-a schimbat într-o anumită măsură, fiind egalizată după Revoluția de la 1848, când, sub impactul spiritului revoluționar francez, multe dintre statele europene au adoptat ca drapel național steagul standard cu trei culori. Ziua drapelului național a fost marcată de autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări educative, precum și prin ceremonii militare specifice. În municipiul Slatina, ceremonia a început de la primele ore ale dimineții pe platoul din fața prefecturii, când subprefectul județului Olt a transmis mesajul ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Pentru că astăzi este o ocazie de rememorare a sacrificiilor și a istoriei tumultoase a acestui popor, invit generațiile tinere și pe cei care le educă să se aplece mai mult asupra sensurilor profunde ale acestui cuvânt, patriotism. Pentru că patriotismul nu trebuie purtat la rever doar de sărbători naționale sau ocazii festive, ci este o stare permanentă, un mod de viață, un anumit fel de a înțelege și de a face lucrurile. Pentru fiecare român, cele trei culori, albastru, galben și roșu, sunt parte a ființei naționale. Un simbol al pererității unui popor cu destin și vocație europene. În cadrul ceremoniei publice, un sobor de preoți a oficiat slujba religioasă, iar pe fondul intonării imnului național al României a fost înălțat drapelul pe catarg. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se binecuvintează și se sfințește acest drapel cu harul Sfântului Duh și prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ceremonia publică s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare pe acordurile fanfarei Lira Band.